Restricțiile continuă să scoată lumea în stradă. În Austria a avut loc un protest pașnic. Țara a depășit pragul de 1.400.000 de cazuri de COVID-19 și peste 16.000 de îmbolnăviri pe zi. Germania a pus Austria pe lista țărilor cu risc ridicat și un alt protest a avut loc în Roma, unde s-au strâns aproximativ 1.000 de persoane. Aceștia s-au întâlnit în fața Catedralei Sfântul Ioan din Lateran, unde și-au spus nemulțumirile legate de certificatul verde și despre obligativitatea vaccinării persoanelor de peste 50 de ani. Zeci de oameni s-au adunat sâmbătă și la Madrid. Yo vengo principalmente preocupado por la vacunación infantil, porque creo que se tiene que detener ya, o sea, paralizarse ya, porque hay efectos graves en los niños, miocarditis, y no hay motivo para vacunarles, y no es una vacuna experimentada y no se han estudiado los efectos a largo plazo. Nu există dovezi care să susțină că vaccinurile au avut efecte grave asupra copiilor, iar experții avertizează că orice riscuri pentru sănătate pe care le prezintă vaccinul sunt mult mai mici decât riscurile pe care le prezintă virusul. We came here to protest because they are violating the national law on human rights. Right now they are implementing the green pass here in our country where they're discriminating a lot of people. Protestul vine într-un moment în care Spania se confruntă cu o creștere fără precedent a infecțiilor. Țara a raportat peste 8 milioane de cazuri de coronavirus de la începutul pandemiei și peste 90.000 de decese.